reîntoarcem la informația de ultimă oră, accidentul grav în care a fost implicată o mașină de poliție. Înțelegem, din păcate, că e vorba și de decese. Vali Stan știe mai multe. Vali, e vorba de două minore care încercau să treacă strada. Copiii au fost loviți de această autospecială de poliție. Înțelegem că e vorba și de un deces. Da, Cătălin, una dintre cele două fete, din păcate, a murit, au anunțat decesul în urmă cu doar câteva minute. Medicii veniți acolo la fața locului au încercat să o resusciteze timp de 30 de minute, însă fără succes. Impactul a fost foarte puternic pentru că știm că autospeciala de poliție care l-a lovit pe cele două fete mergea la o intervenție, erau în misiune polițiștii din mașină, așa că cu siguranță avea mașina o viteză destul de mare, se grăbeau la caz agenții. Nu le-au văzut, agentul de la volan nu le-a văzut pe cele două fete care încercau să traverseze strada. Din primele informații, avea mașina de poliție semnalele luminoase pornite. Încă nu avem informații despre semnalele acustice, dacă erau și acestea pornite. Cu siguranță că pe parcursul anchetei vom afla și astfel de detalii. Sunt criminaliști la fața locului pentru că în momentul de față vorbim despre un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă. Cât despre cea de-a doua victimă, a doua fată, starea ei este stabilă. Înțelegem că va ajunge la spital în minutele următoare, însă nu este rănită grav. Mulțumesc tare mult, Vali. Din păcate, o tragedie. Una dintre aceste minore care era angajată în traversa strada, a decedat în urma impactului cu mașina de poliție și extrem de importantă nuanța ta, autospeciala, și din comunicarea poliției înțelegem că rula cu semnalele luminoase în funcțiune. Nu se precizează nimic despre cele acustice. E o anchetă în desfășurare, a fost preluată de brigada rutieră. Foarte